Vă salut pe toți în numele Domnului. Primit salutări din România, de unde vin, împreună cu soția mea, Tatiana. Suntem deja de vineri aici cu voi. Am avut o întâlnire cu tinerii, vineri seara, și ieri o întâlnire cu familiști bisericii. Am fost foarte bine primiți, foarte bine tratați. Mulțumim pentru spiritualitatea bisericii. Ieri, dimineața aceasta și la slujba de după masă, ne concentrăm pe o temă care a fost anunțată, și anume ce lipsește familiei tale. Aseară ne-am ocupat de familia lui Eli, care era mare preot în vechime, avea doi băieți care nu făceau ce era bine înaintea Domnului. Erau și lacomi, erau și desfrânați. Dumnezeu a pedepsit această familie, incluzându-l pe tatăl lor, pe Eli. Ei erau în biserică, în adunare, în templu, cum am zice noi. Astăzi, adunarea, slujeau Domnului. Și totuși, lipsea ceva fundamental în acea familie. Și noi am găsit din Biblie că ceea ce lipsea casei lui Eli era evlavia, pioșenia, frica de Dumnezeu. Să faci slujba duhovnicească și să amesteci lucrarea Domnului cu lăcomia, cu imoralitatea. Dumnezeu nu poate tolera așa ceva. Ceea ce lipsește unor familii este evlavia. Ce înseamnă să fii evlavios? A fi evlavios înseamnă să iubești lucrurile duhovnicești. Să-ți placă închinarea, să-ți placă cuvântul lui Dumnezeu, să-ți placă rugăciunea și cântarea, să-ți placă milostenia. Apoi, ce înseamnă să fie evlavios? A fi evlavios înseamnă să stai sub o autoritate spirituală, să nu stai izolat, să dai socoteală cuiva. Sigur, îi dăm socoteală lui Dumnezeu, dar trebuie să ai o autoritate spirituală și în biserică. Să fii gata oricând să respecti pe cei puși deoparte de biserică, să-i consulți, să-i le ceri ajutorul, să dai socoteală de viața ta cuiva. A fi evlavios înseamnă apoi să fii sensibil la păcat, la ispită atunci când vine, să sesizezi, să nu cazi în ispită. Un om evlavios are groază de păcat, se ferește de păcat. Asta înseamnă să fii un om evlavios. În familiile noastre să ne ajute Dumnezeu să ne ferim de păcat, să căutăm autoritatea și a lui Dumnezeu și a cuvântului Său și a celor care sunt puși deoparte pentru aceasta, și să trăim cu frică de Dumnezeu tot timpul. Astăzi, dimineața aceasta, trecem la al doilea caz și după masă va fi încă un caz din Noul Testament. De data aceasta ne vom ocupa de casa lui David, de David și copiii lui. Și textul pe care îl vom citi este din 2 Samuel, capitolul 12. Dăm cinste cuvântului și ne ridicăm în picioare cu toată adunarea. Vom citi din 2 Samuel, capitolul 12, de la versetul 1 la 14. Ne găsim după ce David, împăratul, a păcătuit cu o femeie pe nume Batseba. Nu numai cu femeia
aceasta a păcătuit și a păcătuit și pentru că a participat la un complot ca să scape de soțul acestei femei pe nume Urie. Aceste păcate au stârnit mânia lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu a hotărât să trimită înaintea lui David un proroc pe nume Natan. Iată întâlnirea pe care o are prorocul lui Dumnezeu cu împăratul David. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și i-a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi, săracul n-avea nimic decât o mielușă pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui, i-a mâncat din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan, prorocul: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit faptul aceasta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David: tu ești omul acesta. Așa vorbește Dumnezeul lui Israel: eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat de mâna lui David. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău. Am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atât, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevastă lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul: iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să-l hulească, săvârșind faptul aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Acesta este cuvântul Domnului. Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și inima noastră, cercetează-ne pe toți, casele noastre, biserica aceasta și toți cei care vor asculta acest mesaj. În numele lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi vorbim despre casa lui David, ce lipsește familiei tale. Și tema va fi vegherea. Ce a lipsit lui David? Vegherea, atenția. Când trebuia să aibă grijă de casa lui și de viața lui, David a fost neatent.
și a păcătuit. Și Dumnezeu l-a pedepsit. Când am intrat în lucrarea Domnului, ca păstor, păstorul meu, a bisericii din care am plecat în lucrare, mi-a spus odată, și țin minte cuvintele lui, când vei auzi că un slujitor a căzut de la lucrare, să știi că a căzut ori din cauza femeilor, ori din cauza banilor, ori din cauza mândriei. Și a avut dreptate. Și mi-a cerut să am grijă, să mă păzesc de aceste trei ispite care vin la orice slujitor. Și acest sfat vi-l dau și vouă, celor care slujiți în această biserică. Am avut un prieten, păstor, cu mulți ani în urmă, care era bun păstor. Dar într-o zi a făcut o greșeală. A stat singur cu o fată din biserică, în sala, în camera păstorului, a stat singur cu ea. Aceasta a început să-i povestească ceva din viața ei, a început să plângă și el, neatent, a îmbrățișat-o, ea s-a apropiat mai mult de el, a început să-i plângă pe umăr și s-a creat acolo o legătură. Pe scurt, din cauza acelui incident, că n-au avut relații intime, da? Dar a fost o neveghere, o neatenție, pe scurt. La câteva săptămâni după aceea, când s-a aflat, el a trebuit să plece din biserica aceea și a ieșit din pastoral câțiva ani. Din ce motiv? Din neveghere. Un alt prieten, tot slujitor, ajuta alți păstori cu bani care veneau din Anglia. Erau acolo câteva biserici, donau bani pentru slujitorii care trăiau mai greu, bisericile nu puteau să le facă salarul și bisericile acestea din Anglia trimiteau prin acest slujitor banii pentru alți slujitori din zonă. Dar într-o zi, pentru că el construia o biserică undeva la țară, n-avea bani suficienți, era o lucrare urgentă care trebuia făcută, a luat banii care au venit pentru pastori și a terminat construcția, lucrarea care trebuia făcută. Era vorba de o fundație pe care urmau să vină o capelă standard, cum se numește, și nu avea banii imediat. Dar tot acest proces a durat câteva luni de zile. Banii care veneau lunar pentru păstor, el îi lua și îi redirecționa într-o lucrare rea, nu. A fost tot o lucrare bună. Dar n-a spus nimănui, a făcut totul el și s-a aflat. A fost dat afară din biserica lui, din slujire, un timp. Din ce motiv? Din neatenție, din neveghere. A făcut deturnare de fonduri. Și asta nu se trece cu vederea. N-a spus nici sponsorilor, n-a spus nici prietenilor, a făcut doar el singur. Și s-a interpretat ca un păcat. V-am dat două cazuri, două situații, nu atât de grave în aparență, ați spune. A fost o neatenție, da. Dar neatenția a costat lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea acestor slujitori.
despre aceasta vreau să vorbesc, nu neapărat despre slujitori azi, despre familiile noastre, toți care sunteți cap de familie, surorile care creșteți copiii, sunteți responsabili în casa voastră. David a fost un împărat în culmea gloriei, câștigase mai multe bătălii și în timp ce soldații lui duceau lupte, el a rămas acasă. Și plimbându-se, el relaxându-se pe terasa casei împărătești, unde erau curtea regală, adică erau tot felul de slujitori, soldați care apărau locul. Erau mulți acolo care se uitau la David. E ok? Și David de acolo, de pe terasă, când trebuia să fie la război, se relaxa acasă, a văzut o femeie și întreabă cine e femeia aceea. Era o femeie foarte frumoasă. Și îi se spune de către slujitori, vezi că femeia aceea are bărbat. David nu ține cont de asta. Și o cheamă pe femeia aceea la el, se culcă cu ea și ea rămâne însărcinată. Bărbatul acelei femei era la război, acolo unde trebuia să fie și David. Și David află că Batsheba, așa o chema pe ea, a rămas însărcinată. Și atunci concepe un plan demonic. E aproape de neexplicat. Cum se poate ca un om al lui Dumnezeu, nu? Care compunea psalmi, era cu echipa de închinare, compozitor. Cum se poate să nu-și fi dat seama că face un păcat groaznic? Nu numai că s-a culcat cu soția altui bărbat, dar concepe împreună cu generalul lui de armată să-l pună pe bărbatul acelei femei, pe nume Urie, să-l pună în linia întâi, la război. Să-l izoleze și vrășmașii, dușmanii, să-l omoare pe acel bărbat. E cumplită, planul este teribil. Și așa a fost. Și vine generalul de armată la... cu vești nu prea bune, în sfârșit că bătălia a fost dificilă, războiul n-a fost câștigat cum se dorea și David se mânie, nu-i place vestea aceasta, dar slujitorul care a adus vestea îi șoptește. Știi, a murit și Urie, știi tu cine? Oh, atunci David nu mai e supărat și zice, cam așa, toți murim într-o zi. Și își acoperă păcatul. E fericit că și-a rezolvat o problemă, creând o altă problemă. Dar Dumnezeu a văzut tot. Mișelia aceasta, lucrul acesta absolut murdar, Dumnezeu vrea să-l scoată în evidență. Și de aceea îl trimite pe Natan la David. Și Natan începe cu povestea aceea cu bogatul și săracul, cu mielușaua săracului care e luată de cel bogat. David se enervează, cum e posibil să nu fie milă? Deci uitase complet despre situația lui. El făcuse lucrul acesta. A uitat că s-a rezolvat problema, a murit bărbatul acela. Gata. Cât de repede uităm, facem un păcat. Și credem că nu vor fi consecințe. Ei, nu e așa. Dumnezeu îl trimite pe Natan care îi spune, tu ești omul acela.
pentru că ai avut soții, nu ți-a lipsit nimic, ai râvnit la o altă femeie și ați observat în textul nostru de mai multe ori se spune că ai disprețuit pe Domnul. Ai făcut pe vrășmașii poporului, pe cei care sunt împotriva poporului ales, care cred în alți zei, să îl hulească pe Dumnezeu, să îl oglindească greșit. Asta a fost grav. Și de aceea Dumnezeu îl anunță. E foarte interesant că David, sensibil cum era totuși, se pare că atunci a și scris Psalmul 51 sau Psalmul 32, unde știți cum scrie: câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea, mă topea, mă consumam, Doamne, ai milă de mine, nu lua de la mine Duhul tău. Deci se pare că David a trăit o pocăință, Dumnezeu acceptă pocăința noastră, dar știți ce nu mai poate face Dumnezeu? Nu mai poate anula anumite consecințe, efecte. Dumnezeu poate ierta păcatul, dar nu mai poate anula anumite consecințe ale păcatului. De ce? Sigur, situația nu e chiar de simplă, pentru că, vedeți, David a fost rege. În vremea aceea, el îl reprezenta cumva pe Dumnezeu în fața poporului. David știa legea. Știa că e păcat să curvești, știa că e păcat să participi la omorul cuiva și totuși a călcat legea de bună știință, cu bună știință, de bună voie. Da? Premeditat. Bun, de ce totuși Dumnezeul tratează pe David așa de aspru? Păi David și-a cerut iertare, nu? Nu trebuia să se uite, să se treacă cu vederea păcatului. De ce Dumnezeul anunță că tu nu vei muri, dar băiatul care se va naște din relația ta cu Bathsheba va muri? Ce vină avea copilul acela? Zic, lucrurile nu stau chiar așa simplu. David îl reprezenta pe Dumnezeu în fața poporului. Îl oglindea, trebuia să-l oglindească pe Dumnezeu. Cine e Dumnezeul adevărat? Și pentru că David, din neatenție, din neveghere, a dat impresia că Dumnezeu nu e atât de sfânt, că Dumnezeu nu e așa de drept, că Dumnezeu nu vede. Uite, facem lucruri și nu ne vede nimeni, nici Dumnezeu nu se mai uită la toate lucrurile. Deci a tratat foarte superficial totul. Și când tratezi superficial păcatul, vor urma consecințe, pedepse. De ce? Dumnezeu nu a îngăduit ca numele Lui să fie diminuat, să fie prezentat altfel decât este. Dar nu doar atât vreau să vorbesc despre David. Vă amintiți în povestea lui Nathan, când povestește, spune el despre cei doi bogați sărac, că David se supără și adaugă ceva ce n-ar fi trebuit să adauge. Că 4.000 să se jertfească din cauza acestei nedreptăți. Știți ce s-a întâmplat după aceea? Patru băieți al lui David au murit unul după altul. Toată casa lui, nu doar el personal, a avut consecințe. Pentru că a căzut în ochii poporului, Dumnezeu nu i-a mai dat binecuvântări cum îi dăduse înainte. 4 băieți de-al lui au murit unul după altul. Și v-aș putea da lista lor,
dar dacă citiți mai departe textul, îl veți recunoaște. Despre ce este vorba aici? Cum e posibil să îți distrugi o casă, o împărăție chiar, din neveghere, din neatenție? A fost suficientă o zi în care David să fie leneș, să stea acasă, să nu se ducă la război, să cadă în păcat. Și de acolo au decurs toate celelalte, din neveghere. Ce înseamnă nevegherea? Două lucruri învăț din cazul lui David. Nevegherea este atunci când îți pierzi concentrarea de pe lucrurile spirituale. Aici, în cazul lui David, n-a fost un accident. A fost premeditat totul. David a gândit păcatul. S-a relaxat când nu trebuia, s-a plictisit și l-a apucat lenea, trândăvia și implicit dorința sexuală murdară. Acum vreau să vă spun că această stare de lene, de letargie, de inactivitate, de apatie, este condiția cea mai bună când se păcătuiești. Da? Pentru că atunci când ești foarte relaxat, devii neatent, mintea ta se blochează, corpul și emoțiile, da, sentimentele domină mintea și faci lucruri de care mai târziu poate îți pare rău. De ce? Pentru că nu te-ai gândit. Nu, n-ai fost atent. Sentimentele imediat, instinctul uneori, a copleșit rațiunea. E ca și atunci când unii slujitori, după ce au slujire intensă, bună, se relaxează, își permit să facă lucruri care n-ar trebui să le facă. Poate unii știți de un pastor american cu mai mulți ani în urmă, care a fost filmat și pozat la un casino. La casino, știți, se joacă pe mize, pe bani, da? Știți? Știți, adică nu vă întreb ce e casino, sper că n-ați fost pe acolo, dar poate, cine știe. Acolo nu e un loc pentru pastori, nu e un loc pentru creștini. N-au ce căuta creștini acolo. Acolo se câștigă bani nemeritat. Da? Și poți pierde foarte mulți bani, dar poate deveni o dependență. Sunt creștini care depind de jocuri de acest gen. Eu am întâlnit câțiva în viață. Bun, dar pastorul acesta, care era pastorul unei mari biserici de 10.000 de oameni, s-a și fotografiat cu jucând poker la un moment dat cu cineva acolo în cazinoul din Las Vegas. Biserica lui nu era acolo în Las Vegas, era la mii de kilometri în altă parte. Ce căuta el acolo? După ce ai predicat duminica, tu te duci la cazinou? Și toată povestea asta a apărut în ziare. Și când a apărut, prezbiterii bisericii l-au chemat pe acest pastor să dea socoteală de viața lui. Ce căutai acolo? Nu-i locul tău acolo. Că m-am dus pe banii mei, că nu-i nimic păcătos. A încercat să se justifice. Pe prezbiter nu i-a păcălit. Și prezbiterii l-au dat afară din poziția de păstor. În lupta spirituală n-ai voie să te relaxezi. Nu este nicio justificare
pentru lenevie, pentru trândăvie. Atunci când te relaxezi, te lenevești, îți scade concentrarea pe cele spirituale. Eu nu cred că atunci când David o dorea pe Batșeba și a chemat-o la el acasă, s-a apucat să compună psalmi. Dintr-o dată, vedeți, el n-a mai gândit bine. A uitat de legea lui Dumnezeu, care în Deuteronom spune clar că nu ai voie să păcătuiești cu soția altuia, da? A uitat că Dumnezeu va scoate totul la lumină. Deci asta este primul semn al nevegherii. Nevegherea apare atunci când îți pierzi concentrarea pe cele spirituale. Dar mai este încă un semn. Când apare nevegherea? Nevegherea apare atunci când tratezi cu ușurătate păcatul. În cazul lui David, a tratat foarte ușor păcatul lui, păcatul imoralității sexuale. În primul rând că a fost un indisciplinat, n-a știut să țină în frâu trupul, dar, vedeți, a planificat un alt păcat. David a dorit femeia aceea, a planificat să păcătuiască și apoi ce a făcut? A încercat să ascundă păcatul. Interesant că David, chiar dacă a păcătuit, mintea îi funcționa. Bine, în sensul că s-a gândit logic cum să scape acum de păcatul pe care l-a făcut. Deci, în loc să se oprească, să mărturisească, să caute soluții, a încercat să-l ascundă. Și cum a permis altor păcate să vină în viața lui? Pentru că așa se întâmplă. Când tratezi cu ușurătate un păcat, vei da ocazia altor păcate să intre în viața ta. Este și o vorbă pe care mi-am notat-o. Păcatul te va duce întotdeauna mai departe decât vrei să mergi. Te va costa mai mult decât ești gata să plătești. Și se va ține de tine mai mult decât ai vrea să stea. De aceea consecințele au fost pe măsură. David s-a auto-înșelat. A tratat cu ușurătate harul lui Dumnezeu. Aceea a crezut el că Dumnezeu va trece cu vederea și peste păcatul acela. Ei, uite că n-a fost așa. Nevegherea te va costa. Și pe David l-a costat pe toate planurile, să știți, din punct de vedere politic. Vă dați seama, toți ochii erau pe el, toată împărăția, tot poporul se uita la ce face el. Efectele au fost dezastroase, i-a afectat pe toți din popor. A pierdut respectul poporului, chiar și respectul păgânilor, cei din afara poporului ales. Pentru că Dumnezeu își trage mâna de la oamenii care trebuiau să-L reprezinte și n-au făcut-o corect. Nu-i mai poate folosi, cel puțin o vreme. Dar efectele, consecințele nevegherii, ușurătății lui David s-au văzut în familia lui. David s-a descalificat în fața copiilor lui. Pentru că atunci când unii din copiii lui au păcătuit, David n-a mai putut zice nimic. Vă dau ca exemplu. Tot în 2 Samuel 13, veți citi despre un băiat de-a lui David pe nume Amnon. Acest băiat și-a violat sora pe Tamar.
Și s-a știut lucrul acesta. Și iată reacția lui David în 2 Samuel, capitolul 13, citim la versetul 21 că împăratul David a aflat toate aceste lucruri despre păcatul lui Amnon cu sora lui și s-a mâniat foarte tare. Atât. Conform legii, știți ce trebuia să facă David? Să-l omoare pe Amnon. Dar n-a putut să o facă, n-a putut aplica legea. De ce? Din pricina păcatului lui, a lui David. Pentru că n-a fost exemplu pentru băiatul lui. De aceea s-a făcut că nu mai știe legea, nu-și mai amintește ce spune cuvântul Domnului. Și-a pierdut autoritatea morală în familie și înaintea națiunii. Am mai avut un băiat pe nume Absalom. Știți ce a făcut acest Absalom? L-a omorât pe Amnon. Absalom a zis, trebuia să fie omorât conform legii, tatăl meu n-a făcut-o, las că fac eu dreptate. Și îl omoară pe Amnon pentru că a necinstit-o pe sora lui. Dar știți că nici măcar atunci când când Absalom l-a omorât pe fratele lui, David n-a intervenit, ba chiar l-a iertat pe Absalom. Și Absalom s-a răzvătit împotriva împăratului David. A, taică-su. Știți ce trebuia să facă David și în cazul lui Absalom? Să aplice legea. Știți ce spunea legea când te răscoli împotriva împăratului tău? Trebuie să-l omori. Din nou David nu aplică legea. De ce? Acum este o teorie care spune că David a vrut să-și păstreze dinastia, adică linia lui regească, să fie dusă mai departe de băieții lui și de aceea n-a intervenit nici în cazul lui Absalom, nici în cazul lui Amnon. E posibil, dar aici e vorba de altceva. David n-a mai putut să-l pedepsească pe Amnon și n-a putut să-l pedepsească pe Absalom, băieții lui, pentru că el a trăit în păcat. El n-a fost exemplu. Băieții lui nu-l mai ascultau. Uite ce a făcut tata. Vă dați seama ce consecințe sunt aici? Pentru că n-a vegheat odată. N-avea voie să greșească David. David îi reprezenta pe toți, pe cei din casa lui, poporul lui. Când ești în fruntea poporului, trebuie să fii de mult mai multe ori atent, veghetor. Da? La cum trăiești, la ce zici. Și acesta este păcatul nevegherii. Ce lipsește unor familii? Vegherea. Și intru la partea practică aici. Cum ne afectează pe noi această poveste nefericită din viața lui David? A veghea înseamnă a fi treaz, a fi atent, a păzi ce ți s-a dat, valorile familiei tale. Am să vă citesc 2-3 versete din Biblie despre veghere. De exemplu, Deuteronom 4:9 scrie așa. Să citiți odată cu mine, dacă se poate. Deuteronomul 4:9 spune cuvântul Domnului așa. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Ia seama asupra ta, veghează
culoarea mintea asupra sufletului tău. Biblia te avertizează, pentru că textul spune că dacă nu o faci, vor fi afectați copiii tăi și copiii copiilor tăi. Matei 26 cu 41. Aici găsim cuvintele Domnului Iisus Hristos. Matei 26 cu 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. De ce să veghezi? Să nu cazi în ispită. Pentru că degeaba ai râvnă. Să nu uiți că ai și o fire păcătoasă, o natură păcătoasă. Și carnea aceasta, natura păcătoasă, îți cere drepturile ei. Te poate ispiti. Și mai am încă un verset din 1 Corinteni 10 cu 12, care spune așa: cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Acest principiu este valabil pentru toți. Bun. Ce să faci pentru a fi veghetor, a fi atent în familia ta? Tot așa două gânduri practice vreau să vă las. Primul gând este să nu uiți că ești mereu într-un război spiritual. Să nu uiți o clipă că ești în război spiritual. Un creștin știe lucrul acesta, că mereu diavolul încearcă să-l compromită. David a fost neatent, s-a relaxat și a păcătuit. Când trebuia să fie la război, nu era acolo. Vedeți, relaxarea spirituală creează condițiile căderii în păcat. În lupta asta cu ispitele, n-ai voie să te relaxezi, să te oprești, să nu mai faci nimic. Când nu ești activ mereu, când nu ești atent, ți se vor atrofia, ți se vor vor slăbi armele tale spirituale. Uitați ca exemplu, unii dintre voi nu prea participați la viața bisericii, veniți din când în când, când aveți chef, dar poate nu v-ați gândit că, fiind într-un război spiritual, participarea la viața bisericii vă protejează și pe voi. Adică rugăciunile credincioșilor de aici, așa cum sunt ele, poate uneori nu vă plac, sau cântările, cuvântul predicat, te protejează pe tine spiritual și te duci păzit de aici. Ai o săptămână încă de lucru. Dar dacă ești singur și nu participi și nu vii să fii protejat de biserică, vei cădea mult mai ușor în ispită. Eu cred că rugăciunile noastre creează un gard de protecție pentru noi. Chiar dacă, zic, nu îți plac toate lucrurile aici, comunitatea te poate proteja. Tu singur va fi greu să lupți împotriva unor ispite și păcate. De aceea poți apela la biserică. Să trimiți bilețele, să rogi pe cineva, uitați, am problema cu tare, mijlociți pentru mine, sunt într-o depresie, sunt într-o stare dificilă, trebuie să iau o decizie importantă și nu știu ce să iau. Rugăciunea adunării funcționează, te ajută, te protejează. David aici a greșit. Pentru că
a rămas singur și a încercat să lupte singur împotriva unei ispite, n-a reușit. Nu trebuia să fie singur, mai ales în astfel de ispite. Vă amintiți ce spunea Apostolul Pavel în Romani? Că nici unul nu trăiește pentru sine și nici unul nu moare pentru sine. Că toți avem nevoie unii de ceilalți. În familie, căutați protecția familiei, ajutorul familiei și când sunt probleme spirituale pe care le ai tu. Și vreau aici să atrag atenția celor care nu prea dau credit familiilor. Când mă refer la familii credincioase. Sunt copii, adolescenți, tineri care nu mai vor să audă de părinți, de biserică, așa, ori de independență. Dar nu e chiar așa. Sau sunt tineri care spun, da, ce contează ceea ce fac eu? Pentru că eu sunt independent, eu sunt singur, sunt liber. Nu-i așa. Câtă vreme porți numele familiei, câtă vreme stai cu familia ta și te identifici cu ea, tot ceea ce faci tu îi afectează pe toți ceilalți. Pentru că asta a fost problema cu David. E un păcat individual. Nu-i chiar așa. Dumnezeu nu l-a privit așa. Și a zis, ai făcut pe vrășmașii mei, zice, să mă hulească. Ai dezonorat numele meu, David, în fața poporului. Deci, ce ai făcut tu nu este păcat individual, privat. Creștinii nu au viață privată. Creștinii trăiesc în biserică, în comunitate. Ceea ce faci tu îi afectează pe toți ceilalți. Așa cum vom vedea și după masă, în cazul pe care îl vom analiza. De aceea, mare atenție, mare grijă, e un război spiritual, fiți pregătiți pentru aceasta. Ce poate că ar trebui să mai știți aici, este că Dumnezeu e tot prezent, și vede tot. Tu nu, când faci ceva, să nu-ți imaginezi că n-a văzut nimeni. Poate că și lumea asta internetului îți dă sentimentul ăsta că numai atunci când tu intri pe internet se știe ce faci. Sau numai tu știi pentru că ai parolă, altcineva nu știe. Nu-i chiar așa. Știți bine că nu-i așa. Undeva se înregistrează tot. Tot. Și ar fi mare rușine să se afle ce ai făcut tu pe internet. Probabil că nu se va afla niciodată, dar uneori îți dă sentimentul ăsta, a, e viața mea privată, am parola mea, nu știe nimeni nimic. Care e diferența? Diferența este că internetul nu e Dumnezeu. Dumnezeu este atot prezent, nu internetul. Dumnezeu știe ce faci în fiecare clipă. Deci un creștin nu are voie să piardă vreodată sentimentul a tot prezenței lui Dumnezeu, indiferent unde este. Indiferent unde este. David ce credea? Că nu-i văzut atunci când a păcătuit cu Bathsheba? Păi toată curtea regească de acolo, slujitorii, soldații, toți, l-au văzut pe David. Știau cine a intrat la el, cine a ieșit. Ce a crezut David? Că se ascunde? Nu se poate. Deci, ar trebui să ai un fel de conștiință, o stare de trezire în care mereu să te întrebi cine sunt? Ceea ce fac eu, cum îi afectează pe ceilalți? Pe cine reprezint eu? Ce consecințe vor fi? Ăsta e primul gând practic. Să nu uiți că e un război spiritual. Al doilea gând.
Să nu fii superficial în raport cu păcatul. Să nu fii superficial. Am observat la David această ușurătate. David a acționat târziu, păcatul a pătruns în casa lui fără să ia măsuri radicale. A trebuit Dumnezeu să trimită un proroc. De ce credeți că Dumnezeu l-a trimis pe Natan în fața lui David? Pentru că David n-a făcut nimic. Vrea să ascundă, vrea să se uite totul. Dar casa lui era în pericol și el nu vedea lucrul acesta. A fost foarte ușurat, foarte superficial cu păcatul în viața lui și în viața familiei lui. Este ca și cum spuneam, cred că ieri, când știi ceva despre soțul tău sau soția ta, că nu fac bine, și tu taci, și nu intervii, nu zici nimic. Asta înseamnă să fii superficial și asta va costa toată familia. Ca și cum îți dai, ești de acord cu, știu, o ilegalitate. De aceea, ce avem de făcut? Ca să fim veghetori. Uitați cum ar trebui să se vadă un părinte, mai ales pentru casa lui. În primul rând, mă refer mai ales la bărbați care sunteți cap de familie. A fi veghetor înseamnă să te vezi un protector al casei. Să știi că tu, în primul rând, ca și cap de familie, ești cel care protejezi tot ce intră și iese din casa ta. David știa ce se întâmplă politic, dar nu știa ce este în casa lui. Și casa lui se prăbușește, deși știa multe despre ce era în afară, nu știa ce se întâmplă în casa lui. Aici a greșit. Aici a greșit. Trebuia să fie un protector al casei și n-a fost. Soția mea a vorbit vineri seara despre efectele pe care poate avea ecranul, tot ce vede un copil, efectele asupra creierului lui, asupra minții lui. Este vorba despre lumea virtuală, despre internet. Eu cred că și aici părinții sunt responsabili să vegheze asupra acestei lumi virtuale. Să nu permiteți să intre orice în casa voastră. Există parole, există programe, aplicații care se pot instala în computerul casei, vorbiți cu cei pricepuți și ei, aceste aplicații, vă protejează familia, nu permite să intre tot felul de imagini, filme sau alte lucruri murdare în computerul casei sau chiar în tabletă sau în telefon. Asta înseamnă să-ți protejezi casa, să protejezi valorile casei tale, să protejezi prin a confrunta, prin a pune întrebări, să-ți pese de ce se întâmplă, să protejezi familia ta prin a te ruga pentru copiii tăi. Și vă dau un sfat, rugați-vă pe nume pentru copiii voștri și spuneți-le copiilor că vă rugați pe nume pentru ei. Nu așa, doar general. Rostiți numele copiilor când vă rugați pentru ei. Și încă un lucru și închei. Ce ar trebui să fii pentru casa ta? Să veghezi, să fii un bun protector al valorilor casei. Doi, să fii un bun pedagog. Și ce este un pedagog? Este un învățător, este un instructor. Un pedagog este unul care învață pe ceilalți cum să se protejeze, cum să trăiască. De aceea, părintele trebuie să fie un pedagog pentru copii, deși copiii pot avea învățători la școală, dar tu îl educi, tu îi direcționezi gândirea,
Tu îl încurajezi în momente dificile. Părintele este cel care supraveghează limitele și responsabilitățile copiilor. Când vei fi un bun pedagog, îți vei proteja, îți vei ajuta familia. Asta înseamnă să veghezi asupra casei tale, să nu lași lucrurile să meargă de la sine, așa, din inerție. Este responsabilitatea părinților și a capilor de familie aceasta. În concluzia mesajului meu, când te relaxezi prematur, prea repede, vor veni ispitele, multe, și îți va fi greu să le contracarezi, să le faci față. Dacă vei fi superficial în a trata aceste lucruri, ele vor afecta, păcatele vor afecta familia voastră. De aceea concentrează-te pe lupta spirituală și confruntă orice păcat la timp. Să nu ascundeți păcatul, cum a făcut-o David, să recunoașteți imediat, să căutați soluții, să cereți iertare lui Dumnezeu, cereți protecția Duhului Sfânt peste casa voastră, rugați-vă de aceea mereu, să fiți veghetori, mintea trează. Știți că uneori Duhul lui Dumnezeu îți poate descoperi lucruri pe care tu n-ai cum să le vezi altfel. Cereți aceasta, Doamne, sunt aici, supraveghez casa mea, dar nu văd tot, nu știu tot, arată-mi, Doamne, luminează, spune-mi ceva. Duhul lui Dumnezeu poate să facă lucrul acesta când ești în legătură curată cu El. Educați-vă familia, învățați-vă, adică familia, cum să se protejeze de păcate. Vedeți, acest mesaj este un mesaj de avertizare, să nu greșim cum a greșit David. Pe de altă parte, un mesaj de încurajare. Regândiți-vă vegherea. Ce n-ați făcut până astăzi și ar trebui să faceți? Să privegheați, să supravegheați viața familiei voastre. Nu mai ascundeți păcatele prin moduri ieftine. Chiar dacă este păcat, recunoaște-l înaintea lui Dumnezeu și cere iertarea. Dumnezeu poate să ierte. E adevărat că unele consecințe nu pot fi anulate. Pentru că același Dumnezeu care dă iertarea, poate ți-a pus legi în trupul tău sau legi în societate și nu le mai poate anula. Dar de cele mai multe ori Dumnezeu ne iartă. Orice păcat trebuie confruntat și mărturisit la vreme. Chiar dacă vor fi consecințe. De aceea gândește-te de două ori înainte de a acționa. Pentru că păcatul pe care îl vei face s-ar putea să afecteze toată familia ta, toată adunarea ta. Cereți protecția lui Dumnezeu. Cereți lui Dumnezeu să fie milos cu voi. Dumnezeu poate să restaureze. Dumnezeu poate să trimită un mesager pentru tine, să te avertizeze. Așa cum l-a trimis pe Nathan în fața lui David. Dar peste toate Dumnezeu poate să ierte orice păcat, pentru că El este milos și sângele lui Iisus Hristos ne poate spăla de orice păcat. De aceea, dimineața aceasta, ce ar trebui să facem este să medităm, să luăm o decizie, cum să veghem asupra noastră, asupra caselor noastre. Să nu riști, să nu ascunzi, să vii, să-i spui Domnului problema ta. Și chiar în rugăciunea care o vom face la sfârșit, poate că n-ar trebui să strigi prea tare. Trebuie să vorbești mai încet și să-i spui Domnului ce păcate ai, ce păcate ai făcut, să ceri iertare, că nu trebuie să le știe cei de lângă tine. Că uneori avem nevoie de astfel de rugăciuni, de mărturisire. Și Dumnezeu ne poate ierta. Acestui Dumnezeu bun și drept, iertător și milos, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.